împărtășire în precedente ocazii, pentru că sunt convins că fiecare dintre cei care l-au cunoscut pe Iuca Prina sau pe care l-au văzut în episoadele din Memorialul Durerii sau cu alte ocazii, pe fie pe rețele de socializare, fie la televiziune, fie în alte părți, le este dor de câteva cuvinte din partea lui Iuca Prina. Am pregătit o mică bucată video. Eu vă mulțumesc pentru participare și vedem un film de un 20 de minute. Te rog, înainte de a...